Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit. Suntem tot cu Mariana, suntem în Varna și ca de fiecare dată, după cum v-am învățat până acum, descoperim orașe, descoperim oameni, iar Mariana este ghidul nostru turistic din Bulgaria. Bună, Mariana! Ce facem? Unde suntem? Cum se zice? Bine ați venit din nou! Exact! Deci bine m-ați regăsit din nou! Bine te-am regăsit! Continuăm cu un loc foarte, foarte interesant. Acesta este al doilea muzeu pe teritoriul lui Grand Mall Varna, locul unde se află Retro Muzeu. Și acest muzeu are același proprietar, domnul Cvetan Atanasov, care este așa de amabil, drăguț și bine primitor că ne-a dat permisiunea să filmăm câte ore vrem. Da. Și tot ce dorim. Câteodată muzica e un pic mai tare, dar... Bine, e mai tare pentru că ți intri într-o atmosferă. Noi, practic, suntem perete în perete cu muzeul... Dar aveți posibilitatea să ascultați muzica din acest timp, perioada 1944-1989, și este, cum se spune, cântată de către cântăreți, care o grămadă din ei încă sunt în viață. Deci e foarte, foarte interesant, mai ales că, după cum ziceam, suntem perete în perete cu muzeul, cum îi spune, muzeul Retro, în care poți să te duci să-ți faci poze, selfie-uri și să vezi foarte multe lucruri. Nu numai din Bulgaria, și din România. De pe vremea comunismului. Bun, hai să vedem, ce avem aici? Începem cu un lucru foarte interesant. Începem cu cultura Bulgariei, începem cu zona în care sunt prezentați actori, muzicieni și persoane de stat din Bulgaria. Stați aproape, că după ce trecem în zona asta, ajungem într-o zonă mult mai cunoscută, dar bineînțeles să o facem și pe aceasta cunoscută. O zonă mondială, dar da. Începem totuși cu zona noastră. Andrei Slabakov, unul din actorii foarte buni. Orice aș spune pentru actorii care urmează, o să fie puțin foarte bun, e nimic în comparația cu această școală de dramaturgie superior, școală de învățământ facultate de dramaturgie și comedie din Bulgaria în această perioadă. Toți actorii și cântărețul Emil Dimitrov, cântăreț de șansoane. Dar aici stați numai până când mă obișnuiesc cu Emil Dimitrov. Sunt cunoscuți prin comediile și prin filmele foarte căutate și în prezent. Aceasta este Nevena Kokanova, Velko Kânev, Todor Kolev, dar înainte de el, Gheorghe Parțalev. Presupun că acesta este Gheorghe Parțalev, are câteva serii de filme care se urmăresc de către copii, cu Copii la mare, cu o comedie pură, frumoasă și în continuare căutată. Todor Kolev a fost în afară de comedian și un artist foarte serios, dar știți, interesantul este că o parte din viața lui a fost și atașeu cultural în Canada. Kirill Gospodinov este persoana care a jucat rolul omului meșterului cu Moscviciu. Muzeul de alături, l-am văzut. E un serial în care se prezintă persoana care nu are multă educație, dar are creier și scoate bani din orice. Și e un meșter foarte, foarte căutat. Kirill Gospodinov, cu dintele în față, dintele din argint, știți, e un personaj din aceste seriale, din aceste filmuri, care reprezintă persoana cu această esență de țăran. Așa. Știți, să scoate bani de peste tot, șmecherul, și da, un meșter foarte mult căutat.
Și sunt diferite serii, la excursie în Ungaria, la mare, la situații comice din socialism, cu toate nuanțele în aceste serii de cum găsești piese de mașină, cum te duci în, cum se spune, în excursie în Ungaria, cum faci rost de bani, cum vinzi alcool bulgăresc ca să dobinzi niște furi, e mor de rest. Foarte păcat că filmele acestea nu sunt traduse în limba engleză. E adevărat că comediile când se traduc e cam greu. Nu știu cine o să se ocupe. Probabil că atunci deja trebuie să capete o altă formă. Așa. Sigur, da. Asta o să fie sigur. Costa Țonet, alt mare actor al Bulgariei, un actor care a jucat în mai mult roluri serioase, unii din rolurile de regi din Bulgaria. Și vreau să observați un lucru, sunt toate cu, toți sunt cu măsuri, cu dimensiuni, măsuri diferite. Deva, asta vreau să zic că asta, e și la da, propriu a cel fost mai, la propriu foarte, foarte mai înalt. Înalt. Și aici o prietenie, prietenie pentru întotdeauna, cum se spunea atunci, acesta este Todor Jivcu, primul secretar al Partidului Comunist din Bulgaria, cum să nu, n-aveți cum să-l încurcați cu altcineva, și tovarășul Leonid Ilici Brejnev, conducătorul al Uniunei Sovietice. Această poză care vedeți și chiar ați văzut-o și în muzeul precedent, muzeul retromuzeu, poză? Această poză cu mâna de salutare, aceasta a fost poza standardă, poziția standardă a lui Todor Jivcu pentru a salutare poporului. Știți că și în Bulgaria, a fost un mauzoleu în Bulgaria în care în mauzoleu se păstra corpul lui Gheorghe Dimitrov, precedentul de mai mult timp al lui Todor Jivcu, la fel cum se păstrează acum în mauzoleu în Moscova, a lui Lenin, nu a lui Brejnev, a lui Lenin mumia. Și acolo în față la mauzoleu, sus pe etaj, era o terasă din care să facă așa, cum spunem noi, așa. Se salutau la, la manifestări. Okay. Toate manifestările treceau în fața acestui mauzolei. Frumosul acesta este domnul Boicu Borisov, care a fost primul ministru al Bulgariei timp de mai mulți ani. Și imediat după Boicu Borisov este o persoană foarte cunoscută, nu numai românilor, ci aș putea să zic că este una din cele mai cunoscute românce în Bulgaria. Da? Ăștia mai în vârstă cunosc două persoane din România. Nadia Comăneci și Elena Ceaușescu. Okay. Aceștia contemporani, mai tineri, să zicem așa, cunosc pe Laura Chiobeși. Ei cunosc pe, pe Laura Chiobeși și Monica, vorbim de femei. Monica Saleș? Monica, nu știu care Monica. Tenis. Halep. Halep. Da. Monica nu era, nu? Nu e Monica, e Simona. Simona, mă iertați, da. Simona și Simona Halep. Deci, asta e. Se schimbă gusturile. Da. Se schimbă. Da. Dar sunt femei cunoscute în Bulgaria. Prin muncă, nu prin alta. Da. Următoarea figură este a lui Donald Trump, domnul Corny. Care uite că e destul de înalt, acum observăm ce înălțime are. Da, nici eu, sincer să fiu, nu am intrat în detalii. Chiar părul este un pic mai închis decât este în general. Poate că vopseaua, când au făcut modelul atunci, era exact în faza aceasta cu această culoare de păr. Da. Dar gesturile sunt tipice a lui. Uitați cum mânuța, cum face, este tipică a lui. Și mimica feței. Și mimica feții. Da. El a decis. Urmează patru persoane emblematice pentru România. Ilie Năstase. N-aveți cum să nu-l recunoașteți. Mm-hmm. Domnul Țiriac, care, dacă nu știți ce este lângă voi și nu sunt alte figuri, sunt sigură că așa puteți să săriți un pic
asemănarea este extrem de bună. Regele Mihai primul. Regele Mihai primul și, bineînțeles, nu uităm pe Ceaușescu. Dintr-o altă perioadă, din perioada încă care a început deja să îmbătrânească, este acest chipul lui. Da. Toate figurile care le vedeți aici, de contemporanii noștri care sunt în viață, respectiv Căbeșii, Năstase, domnul Țiriac, așa, domnul, așa facem, Țiriac, Ilie Năstase, Căbeșii, și Simona, care presupun că o să fie undeva în spatele nostru, și Mihai primul, că să fie executate aceste figuri, a fost permis de către ele, a fost făcute, cum se spune, conversații, înțelegeri și, bineînțeles, contracte. Și au dat un acord. Și au dat acordul înscris. Și așa, exact așa. Deci, proprietarul, domnul Atanasov, lucrează cu un profesionism foarte mare, la un nivel foarte mare, și în niciun caz nu o să riscă pentru executarea unei, dacă o persoană nu vrea, bineînțeles, nu are cum o să fie parte din acest muzeu interesant. E diferența, știu, muzeul lui Madame Tissot, muzeul din Istanbul, unde am mai fost, în Moscova am mai fost, în muzeul figurinelor, dar aici nu ai posibilitatea să intri mai aproape, să te... Dar asta e, să zicem așa, un viitor. Următorii sunt Vladimir Visoțchi, cântăreț, a fost căsătorit de Marina Vladi, o actriță franțuzească. Visoțchi este cunoscut cu textele și cu muzica care el le scria și le cânta. Iuri Niculin, comedian din filmele rusești, această mână este în gips, din cauza că una din marele comedii, ea este tradusă, presupun, și în română, Mâna de diamant, rolul lui era acesta, aici erau ascunse diamante, e tot comedie. Următoarele două personaje, sau figurine, sau figuri, nu știu cum este corect să se spună, sunt a lui Che Guevara și a lui Fidel Castro. În ultimii ani sunt diferite tendenții și diferite impresii, cine, cum, dacă Che Guevara a fost terorist, dacă nu a fost, dacă Fidel Castro nu a fost un dictator. Oameni buni, uităm de tot. Deci, astea sunt personaje cu bine sau cu rău cunoscute în lume. Și de ce oamenii să nu-i vadă cum arătau în niște dimensiuni așa. Spre exemplu, Friedrich Engels și Karl Marx. Karl Marx, Friedrich Engels. Care ce? Care sunt? Politică socialistă? Fondatorii politicii socialiste? Germani. Urmează sala sportului, nu? Ok, da. Și începem cu Lionel Messi. Nu știam că e așa micuț, da, sinceră să fiu. Da, e micuț și alargă bine. Da? Da, da, e așa și micuț. Și eu să rămân uimită, se zice. Da, chiar e foarte micuț. Bineînțeles, Ronaldo. Frumusețea asta, după care multe fete sunt nebune. Da, da, da. Au și de ce, nu? Arată rău? Eu cred că sunt și alți fotbaliști destul de destul dar de nu frumoși. Atât de consacrați. Da, da, dar nu atât să de mai consacrați. Da. În calcul. Interesantă figură este a lui Hristo Stoichkov. Chiar românul, dacă n-a fost în Bulgaria, dacă când se spune, sau dacă unui spaniol spui bulgar și ei zic, Stoichkov, piciorul de aur.
este Hristo Stoichkov, are prizul de mingea de aur, urmăm de George Hagi. Da. Cum? Echipa, regele. Vedeți? Foarte bine. Da. Și lângă el, din nou, România, da, cum spunem noi, culoarul întâi, Simona Halep. Da. Să mă iertați că am pundat cu Monica, Simona Moni, Monica Halep. Simonica? Da, Monica. Simonica. Continuăm cu box, cu Brad Pulev, foarte bine făcut. Chiar într-adevăr arată așa. Da. Și Anthony Joshua, acestea care au participat, s-au bătut ei doi, au făcut un match foarte interesant și atractiv. După sport, din nou trecem la personaje din, să zicem, din cinematografia, Daniel Craig. Aici. Julia Roberts, interesantă ținută, părul interesant, dar eu cred că Richard Gere arată mai atractiv. Aha, deci da, el este bărbatul care îți place, de fapt, nu Ronaldo. Gata. Da, aș zice că, da, Richard Gere e tipajul meu. Dacă avea ochii albastri, era și mai... ce trebuie. Și mai, exact așa. Robert De Niro. Nu mai țin minte în ce film era cu geaca, acest gen de geacă. Cealaltă foarte bine făcută este, eu cred că singur vedeți aceasta, este Al Pacino. Da. Foarte bine. Și Anthony Hopkins. Da. Al Pacino, Anthony Hopkins. Deci, unele din fețele artiștilor, cum se spune la noi, sunt din acestea care îți permit să fie prezentate, se arată singuri. Da. Unele mai greu. Jim Carrey care joacă interesante roluri. Eu, sinceră să fiu, niciodată nu l-am văzut să fie într-un rol serios. Nu știu dacă voi l-ați găzut. Văzut, nu dar l-am eu... văzut, dar mai mult ca sigur ar trebui să aibă și un film cu un rol serios. Da, și bineînțeles, sigur, Ronald Atkins. E, da. Ronald Mr. B. Mr. B. Și el este făcut. Zici că începe să scoate niște sunete. Da, deci că stă pregătit zici să facă ceva. Zici că este adevărat. Dar sunteți sigur că acolo sunt figurine sau sunt oameni? Câteodată trebuie să verificați, știi? Da. Un colțișor, un luculeț special făcut pentru cei mici, din cauza că părinții când vin aici, vă dați seama că și n-au unde să lasă copiii și intră cu copiii, respectiv heroinele și, sau heroii din desenele animate, ce era asta? Regatul înghețat sau cum se traduce în română? Regatul înghețat. Ana și... Elsa, nu? Da. Așa erau. Ana și Elsa. Și ăsta nu știu cum e Olaf. Numele lui. Olaf. Olaf. Da, mi-am adus acum aminte. Și continuăm cu cântăreții. Cântăreți nu numai din Bulgaria, Crisco, un om tânăr, foarte distractiv în ultimii ani. Știți unde puteți să-l vedeți în România? Sunt publicitate de jocuri de loterie. Dar lângă Crisco, da, da, este una din reginele a muzicii bulgare, Lili Ivanova. Doamna Lili Ivanova are o vârstă foarte serioasă, e foarte frumoasă, așa cum o vedeți. E foarte subțire și continuă la 80 și wow, ceva de ani, să nu spun câți, să cânte. Gen Tina Turner, știți? Da. Așa, acest gen de artistă, acest gen de viață care și-a consacrat e steaua Bulgariei. După Lili Ivanova, Luciano Pavarotti, ăsta-l cunoașteți? Da.
L-am recunoscut. Ăsta e al vostru, nu? Da. Smiley. Și lângă el, imediat, una din cântărețele care se ascultă de foarte mulți în Bulgaria, Ina. Da. Domnișoara Ina. Da. E domnișoara, nu? Domnișoara. Încă e domnișoară, nu cred că s-a măritat. Da. Parcă Enrique nu. Iglesias. Da. Asta e acum câțiva ani, Enrique, că acum nu mai e un pic mai îmbătrânit. Uh-huh. E loc unde poți să vezi timpul, cum se zice. Da. Poți să vezi timpul. Da, da, pentru timpul că în muzică, pe timpul și în după istoria, aia... timpul să vezi... poți să-ți vezi viața, cum da. Se zice aici, da? Justin Bieber. Uite ce tânăr era aici, ce puștan. Justin Bieber, Ariana Grande și ea e puștoaică. Mm-hmm. Mick Jagger care niciodată nu îmbătrânește. Da. Deci, el așa da. A fost de foarte mulți ani și uite da. Că așa a rămas. Și el are 80 și ceva de ani, da. Din câte țin minte. Are Adele, ceva. După cură. Mm-hmm. Adele. Ciorapii albi. Michael Jackson. Nu este uitat și el. Goran Bregovic, foarte des are concerte în România. Goran da, Bregovic, da, muzică da. Balcanică. De peste 20 de ani vine la noi. Cum să nu? Da. Fața aceasta care o vedeți zâmbitoare, într-adevăr este așa. Da. Da. Continuăm cu Farmecul bărbaților. E, da. Leo. Tot tânăr. Da. Are o privire, uitați-vă la ochii acestea. Da. Pătrunde prin tine. Școala veche. Gentlemanul, Sean Connery. Mm-hmm. Mao Zedong. Și acum forță politică aici. Mao Zedong. Wojciech Jaruzelski. La cei? Erich Honecker. La Erich Honecker, la germani. Nu, Wojciech Jaruzelski e la polonezi, Wojciech Jaruzelski. Gustav Husak este primul secretar al partidului al Cehoslovaciei. Janos Kadar, e clar, dacă e Janos, e ungur, nu? Mm-hmm, da. Janos Kadar. Perioada schimbării, perestroica, Mihail Gorbaciov, da. Cupata. Da, n-aveți, da, da. Cum să, n-aveți cum să rătați, chiar dacă ceva nu știți, vă uitați și recunoașteți. Următorul, generalisimul. Domnul Stalin. Iosif Visarionovic Stalin. Da. Interesantă persoană. Nikita Hrușciov. Tot așa agresiv, tot perioada rusă. Inițiatorul. Vladimir Ilich Lenin. În perioada bulgară. Gheorghe Dimitrov. Deci este înainte de Vâlcu Cervencov, înainte de Todor Živkov, înainte de Vâlcu Cervencov și este el Todor Živkov. Gheorghe Dimitrov, mă iertați. Gheorghe Dimitrov. Și la urmă, așa de gașcă, oh. Să facă parte de gașcă, Pavlo Escobar. Da. Are și tricou cu chipul da. Lui. Interesant. Da. Avem și ne tricouri de-astea. Prin România pe tineri. Da. Da. De fapt, presupun că majoritatea nu știu exact ce s-a întâmplat sau sunt fani a unor substanțe interesante. Acum cu Netflix-ul și cu filmul care a fost făcut după povestea lui, au pentru început Pablo, să... Să prindem Pablo Escobar sau ceva din genul era? Da, cred. Ceva din genul. Da. Uh-huh. Asta a fost vizita în da. Acest muzeu figurinelor. De fapt, dacă luăm de o parte fiecare din persoanele care sunt expuse, să zicem, sau fiecare figură din persoanelor expuse,
Sunt persoane foarte importante. Nu numai în politică, persoane în cultură, persoane în muzică, în cultură, în filme. Deci persoane care au lăsat nu numai o pată, ci chiar au lăsat o amprentă. Și amprentele acestea, și de bine și de rău, vizez bineînțeles politicienii, trebuie să ne aducem aminte de ele, din când în când, măcar. Iar dacă nu le știm, să citim, măcar, cel puțin. Și citirea este accesibilă pentru toți. Da, acum da. Poți căuta aici, pe YouTube acum, și cred că există câte un documentar la fiecare este, în parte. Da, în afară de aceasta. Pe care să-l asculți în mașină sau când ai timp. Da, în afară de asta, chiar dacă nu știi cine, cum, ce a fost și unde, lângă fiecare figură este și o scurtă descriere pentru perioada și cu ce s-a ocupat și ce a făcut, unde a participat persoana respectivă. Da. Sper că și acest muzeu v-a plăcut. Da. Sper să vină foarte mulți turiști și să petreacă așa bine cum am petrecut și noi trei. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi îți mulțumim. Și vă aștept în să ne vedem cu bine. Veniți da, să vedeți, să vedeți îndeaproape că cu cât te apropii mai mult așa de figuri, cu atât par mai reali și mai autentici. Așa da, este. Chiar da. Îți dă o senzație. Câteodată e sperietor, mai ales dacă în spatele tău este Ceaușescu. A fost o glumă, vă iubesc. Toate bune, la revedere. Pa, pa.